Mintea criminală a incitat mereu curiozitatea oamenilor. Cei mai fioroși și cei mai interesanți sunt, desigur, criminalii în serie. Am încercat să fac un top al celor mai sadici astfel de ucigași. Spre surprinderea mea, cei mai mulți sunt nume necunoscute, figuri sumbre și incredibil de sadice, pierdute în istorie. Și cu toate aceste lucruri o să vedem și care este considerat evident cel mai periculos criminal în serie din toată istoria omenirii. Gildera s-a născut în 1404 și este considerat a fi precursorul ucigașului în serie modern. Dera a fost capitan în armata condusă de Ioana Dark. Ulterior a fost acuzat și în cel din urmă condamnat la moarte pentru torturarea și uciderea a 10, dacă nu chiar sute de copii între 6 și 18 ani. Victimele sale preferate erau băieții blonzi cu ochii albaștri. Potrivit martorul ocular, Gildera îi atrăgea pe copii în locuința sa, după care îi tortura și îi omora. Nu se știe numărul precis al victimelor, pentru că multe dintre ele au fost arse. Oricum se estimează că ar fi fost între 80 și 200, unii spun chiar 600. Pedro Alonso López este de departe unul de cei mai periculoși criminali în serie din toate timpurile. A ucis în jur de 300 de persoane. Cunoscut ca monstrul din Andres, López și-a început cariera omorând în jur de 100 de femei indigene din Peru până în 1978. Prins de autoritățile tribale, a fost condamnat la moarte. Un misionar american i-a convins însă pe indigen să îl lase să îl ducă pe López la poliție. Norocul a fost că pentru polițist, uciderea zeci de femei indigene nu prezenta importanță, așa încât l-au eliberat. López a plecat în Ecuador, unde a ucis 3-4 fete pe săptămână. A fost din nou prins în 1980, când a mărturisit că a omorât total peste 300 de oameni. Polițiștii nu l-au crezut până când o inundație a scos la iveală una dintre gropile comune unde López își îngropase o parte din victime. Joachim Kroll s-a născut în 1933. Și a fost un ucigaș în serie și canibal de origine germană. A fost condamnat pentru 8 crime, însă a recunoscut 13. Obișnuia să-și taie victimele în bucăți și să le conserve în frigider pentru a economisi banii care i-ar fi dat pe carne, după cum a mărturisit criminalul. În aprilie 1982, după un proces care a durat 151 de zile, Joachim Kroll a fost condamnat la închisoare pe viață, mai precis la închisoare pe 9 vieți. În 1991, criminalul a murit în urma unui atac de cord. Albert Fish s-a născut în 1870. Cunoscut și ca Greyman sau Vârculagul din Wisteria și Vampirul din Brooklyn, el a molestat peste 100 de copii, după spusele sale, și a fost principal suspect în peste 5 cazuri. Fish a recunoscut 3 dintre crimele descoperite de poliție și a mărturisit că ar fi înjunchiat alte 2 persoane. Lui Fish îi plăcea să bea sângele victimelor, să le taie și să mănânce diferite părți din corpul acestora. A fost evident judecat și executat. Henry Lee Lucas a mărturisit că a ucis aproape 3000 de oameni. Poliția a înființat o unitate specială care se ocupe strict de descoperirea adevărului referitor la crimele lui Lucas. Până la urmă s-a constatat că era vorba de 100 de victime pe care le masacrase cu ajutorul unui complice, Otis Tull. Multe alte cazuri de morți nelucidate au fost inițial închise, crezându-se că victimele au fost ucise de Lucas. Ulterior s-a dovedit că nu era așa și că mărturisirile lui erau doar o modalitate de a se juca și de a pune poliția pe drumuri. Lucas a fost inițial condamnat la moarte. Ulterior pedeapsa i-a fost comutată la închisoare pe viață. În 2001, Henry Lee Lucas a murit în închisoare din cauze naturale. Bruno Luthky s-a născut în Germania și a început să ucidă în 1927, când avea doar 18 ani, a dat viața 85 de femei. De-abia în începutul celui de-al doilea război mondial, Luthky a fost prins de poliție pentru că șantaja o fată și pentru asta a fost sterilizat, dar asta nu le-a împiedicat să continue să atace femei pentru a le ucide. A fost prins din nou în 1943. Înainte de proces, Luthky a fost declarat nebun și internat într-un spital psihiatric. Acolo medicii au făcut tot felul de experimente teribile. În 1944 a fost ucis prin injecție letală testată pe el pentru prima dată.
Andrei Chikatilo este faimosul măciar din Rostov, care a ucis 53 de femei și copii între 1978 și 1991. Victimele lui erau în general persoane fără adăpost care viețuiau pe lângă calea ferată și, și stațiile de autobuz. Crimele sale au fost neobișnuit de violente. El își înjunghea victimele în nenumerate rânduri până era satisfăcut complet. În 1990 a fost prins de poliție și a recunoscut 56 de crime, însă 3 nu au putut fi dovedite. A fost condamnat la moarte. În februarie 1990 4, Andrei Chikatilo a fost executat pentru o singură împușcătură în ceafă, după ce președintele rus Boris Yeltsin i-a refuzat ultimul apel la clemență. Richard Treton Chase s-a născut în 1950. Supranumit vampirul din Sacramento, el a omorât 6 oameni din California în decurs de o lună. Criminalul obișnuia să bea sângele victimelor sau chiar să mănânce. Conform declarațiilor sale, vampirul din Sacramento a comis cele 6 crime pentru a-i preveni pe germani să-i transforme sângele în praf pentru o travă pe care germanii ar fi pus-o în detergentul de vase. Pe 29 decembrie 1977, Chase a făcut prima victimă, Ambrose Griffin, un inginer de 51 de ani, tata doi copii. Următoarea victimă a lui Chase a fost Teresa Welling, femeia era însărcinată în 3 luni. Pe 8 mai, Chase a fost găsit vinovat de crima de gradul 1 și a fost condamnat la moarte prin gazare. Pe 26 decembrie, Chase a fost găsit mort în cela sa. În urma autopsiei s-a stabilit că ucigașul s-a sinucis prin supradoză de antidepresive pe care le păstrase de câteva săptămâni. Jeffrey Dahmer a ucis între 1978 și 1991 cel puțin 17 persoane, bărbați și băieți. Criminalul se face vinovat de sodomie, necrofilie, dezmembrarea victimelor și canibalism. Dahmer a comis prima crimă când avea 18 ani, ucigând un autostopist. Criminalul a invitat pe Hicks acasă la el, după care l-a omorât motivând că nu voia ca victima să-l părăsească. În 1988 a fost arestat pentru că a încercat să șantajeze un băiat de 13 ani. După 10 luni, Dahmer a fost eliberat pe motiv de bună purtare. Odată și din închisoare, criminalul și-a condamnat seria de crime care a încetat în 1991 când a fost arestat din nou. Polițiștii au găsit 15 cadavre în casa lui, dezmembrate și depozitate în diferite locuri. Scalpurile victimelor au depozitate în closet, iar capetele în frigider. Criminalul a fost condamnat la 937 de ani de închisoare, însă a murit ucis de alt deținut. Iar acum să vi-l prezint și pe cel care este considerat cel mai periculos criminal din toată istoria omenirii, și anume Wayne Williams, care a omorât 29 de copii în zona orașului Atlanta din Georgia între anii 1979 și 1981. A fost condamnat în 1982 doar pentru 2 crime, însă autoritățile de Atlanta susțin că el este vinovat și de alte 22 de crime. Mulți oameni care îl cunoșteau spun că Williams nu putea să omoare sau copii, totuși el a primit 2 condamnări pe viață și astăzi Williams susține că este nevinovat. Din păcate, obsesia morbidă a oamenilor pentru atrocitățile comise de ei îi va face să dăinuiască memoria colectivă. Astfel, ei își ating scopul. Nu vor fi niciodată uitați. Cam atât a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb care vi se pare cel mai periculos criminal prezentat în acest episod. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul secundar de YouTube Biografii Faimoase, aveți link în descriere, și de asemenea un follow pe Instagram și unul pe TikTok ar fi absolut fantastic. Ne auzim cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.